Thank you.
noi o domnișoară care ne privește tare mult pe mine și o rog să spună ceva. Domnișoară care îl iubește tare mult pe mine și am să rog să spună ceva despre mare mult frumos. Cum te numești, primul? Sara Rosu. Și am 5 ani. Ce vrei să ne spui? Vreau să vă spun cine a fost Eminescu. A fost cel mai mare poet al poeziei românești și mai spunem lui Ceafărul poeziei românești pentru că el strălucește printre ceilalți poeți la fel cum lui Ceafărul strălucește printre ceilalți stele. Și o să vă recit o poezie care e de Mihai Eminescu. Sonoroase păsărele de Mihai Eminescu. Sonoroase păsărele pe la cuibul se adună și se ascund în rămurile noapte bună. Doar izoarele suspină pe când codru negru tace. Doar și florile în grădină dorm în pace. Trece lebăda pe ape, între vestii să se culce, pieți îngerii aproape, somnul dulce. Peste a nopții ferie, se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună. Mulțumesc frumos, domnișoara Sara. Câți ani ai? 5 ani. Mulțumesc frumos, domnișoara Sara. Iată o generație care o să ne-l aducă pe Eminescu mereu în memoria națională. Poetul Miron Manega. Manega știa. Ziua de azi nu e un parastas, e o înălțare. Pe drumul crucii venit spre cimitirul Belu, o doamnă dintr-o florărie a venit. Mai tare. A venit și ne-a dat un crin pe care să-l depunem la mormântul lui Mihai Eminescu. Drept pentru care nu voi rosti decât cuvintele lui Gheorghe Călinescu din viața lui Mihai Eminescu. Mi se par cele mai potrivite. Astfel se stinse în al 8-lea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a iubit. Îl va ivi vreodată în pământul românesc. Ape vor seca în albie, peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări până când acest pământ să strângă toate sedele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Gheorghe Călinescu, viața lui Mihai Eminescu. Mirone, Mirone, mai spune ceva de mine, mai spune-ne ceva de mine. Sonoroase păsărele, se împlinesc astăzi 126 de ani de când geniul național n-a fost răpit. Au plecat nu din voința Domnului, ci din voința oamenilor. De 126 de ani ne veghează. Este cel mai mare român al tuturor timpurilor. A fost, este și va fi simbolul nostru. Când Eminescu va dispare din conștiințele noastre, vom dispare ca neam și ca țară. În 1940, mai marii lumii au decis să răpască 101.400 km pătrați de pământ românesc. Se spune că nu s-a tras un foc de armă. S-a tras, dar nu armele contau. Din Ardealul pe care trupele noastre îl părăseau, pentru că așa primiseră ordinul, a apărut un semnal către lume. Acesta este pământ al românilor. În munții Cutâiului, militarii au defrișat o întreagă pădure și au scris din copaci să se vadă din univers Eminescu. Simbolul neamului și jurământul sfânt că ne vom întoarce. Ne-am întors. De câte ori trebuie să ne mai întoarcem? De câte ori trebuie să ne mai apere Eminescu? Noi decidem. Sonoroase păsărele? Nu. Eroi au fost, eroi sunt încă. Dumnezeu să-l odihnească pentru cinstea neamului de apărări. Vreau să mulțumesc încă o dată elevilor și domnul profesor care au venit în acest marș. Am parcurs aproape 4 km pe jos.
Este o inițiativă care ar trebui repetată normal țară, ci și diaspora acolo unde există. Chiar un singur român trebuie să facă acest lucru. Părerea mea este că Eminescu este starea noastră de spirit, starea națională de spirit și trebuie la rândul nostru să o ducem din om în om până când această națiune română reînvie. Pentru că părerea mea asta este, națiunea română trebuie să reînvie. Noi nu am încălcat niciun fel de protocol aici. Am ținut legătura cu Patriarhia Română, cu reprezentanții Ministerului de Interne. De la Patriarhia Română mi s-a spus că trebuie să încheiem până la ora 10, când începe slujba pentru Mihai Eminescu. Așa că, dacă mai dorește cineva să spună ceva despre Eminescu, să spună în clipa de față. Eu n-am să vorbesc despre Eminescu, am să mă adresez lui Eminescu. Doar tu știi cum te-ai prăbădit. Doar tu și cel ce te-a creat. Contemporanii și urmașii lor mult ne-au mințit, dar până la urmă s-a aflat. Tu ce mai faci? Cum îți mai este? Mai asculți frunza și izvorul? Sau trăiești ca într-o poveste unde există numai dorul? Dacă e așa, nu-mi pare bine, căci prea mult dor tu ai trăit. Mă rog, poete, pentru tine și îți mulțumesc că m-ai primit. Domnul, și la Bazara de am să luăm pe domnul Pleciu, președintele Asociației Pro Basarabia și Bucovina, să ne spună câteva vorbe bune despre Mihai Eminescu. Adrian. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor celor care participă la acest marș al demnității, al recuperării demnității poetului nostru, care poate fi una din pietrele cele mai strălucitoare și mai ascuțite în coroana conștiinței neamului românesc. Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Am să fiu cât se poate desmerit în fața lui, așa cum am învățat de mic copil, pentru că Eminescul, dragii mei, cei prezenți aici, care v-a servit din timpul vostru aducând jertfă memoriei lui, repet, am să reau ideea acestei permanente prezențe de conștiință națională, pentru că Eminescul este parola de recunoaștere a românității întreaga lume. Dacă voi merge vreodată pe Wall Street și am să strig Eminescu, lângă mine se vor adna românii. Dacă voi fi undeva în țara Cangurilor și am să spun Eminescu, lângă mine se vor adna românii, ca lângă steag de neam. El este codul genetic al conștiinței naționale. Trebuie să învățăm, nu să ne aducem aminte de el la 5 ianuarie și la 15 iunie, ci să fie zi de zi, în sculare și în culcare, prezența identității de neam.